face un om când simte disconfort, durere sau presiune într-o anumită zonă a corpului? Instinctiv, palpează și masează zona afectată. De mii de ani, oamenii cunoșteau beneficiile masajului. Masajul a fost practicat din vechime de toate popoarele, chiar dacă la început nu se cunoșteau în totalitate efectele sale benefice sau toate tehnicile folosite în zilele noastre de majoritatea terapeuților. În prezent, sunt folosite peste 80 de tehnici de masaj, ceea ce a dus la segmentarea în mai multe subcategorii. Istoricii spun că oamenii din China antică au știut primii despre proprietățile vindecătoare ale masajului. Primul manual a fost scris în jurul anului 2400 înainte de Hristos. Acesta se găsește în cartea împăratului Huang Di, una dintre cele mai vechi surse pentru medicina tradițională chineză. Egiptul antic, prin papirusurile, inscripțiile și picturile rupestre rămase, păstrează mărturia practicării masajului în scop terapeutic. În secolele următoare, tehnicile de masaj s-au răspândit în toate colțurile lumii. În limba arabă, mas înseamnă atingere ușoară. În limba greacă, maso se traduce prin strângere cu mâna, dar gândul ne duce pe toți spre ameliorarea durerilor și relaxare. Toate părțile corpului pot beneficia de o formă de tratament prin masaj de prevenire sau de ameliorare a durerilor. Masajul reduce stresul, stimulează circulația sangvină, relaxează musculatura, activează sistemul imunitar, reduce depresia, îmbunătățește respirația sau reduce celulita. Masajul ajută la îndăturarea durerilor de cap, de spate, de gât, ameliorează vindecarea rănilor și fracturilor, în refacerea după infarctul miocardic, pentru femeile gravide, în gastrita cronică, în constipație, în bronșită, în pneumonie sau în astmul bronșic. Masajul medical se dezvoltă în România din a doua jumătate a secolului XIX. Sedentarismul, stresul și posturile incorrecte adoptate de cei mai mulți dintre noi ne-au făcut să descoperim și beneficiile diferitelor tehnici de masaj. Ceea ce este foarte important de reținut este că masajul trebuie să fie făcut de specialiști. Deși masajul a fost utilizat constant în mii de ani, încă din cele mai vechi timpuri au fost folosite diferite obiecte pentru a facilita munca terapeutului, cum sunt rolele din lemn, ciocănelele confecționate din cauciuc sau diferite pietre. Evoluția de-a lungul mai multor secole a dus la proiectarea aparatelor de masaj care pot imita mișcările și gesturile unui terapeut. La început, acestea nu au primit o utilitate la scară largă, unele erau prea voluminoase, foarte zgomotoase și aveau vibrație aspră, altele erau ineficiente deoarece vibrația era aproape imperceptibilă. Dispozitivele de masaj au parcurs un drum lung în evoluție și în prezent acestea se bazează pe principii și tehnologii foarte avansate, cum sunt rolele motorizate sau vibrațiile, presopunctura, infraroșiile, radiofrecvența, ultrasunetele. Fiecare dintre ele diferă atât prin efectul fiziologic asupra corpului, cât și prin principiul de acțiune. Aparatele de pe piață pot fi împărțite în mai multe categorii, în funcție de masaj asupra cărei părți a corpului se concentrează. Pe această bază putem distinge aparate de masaj universale pentru drenaj limfatic, masaj în scop estetic, facial și corporal sau masajul picioarelor. Indiferent că au la bază role mecanizate, vibrații sau curenți electrici, acestea nu doar ușurează munca terapeutului, ci oferă o mai bună eficiență. Rolul terapeutului este foarte important în mânuirea aparatelor, în stabilirea anumitor parametri, ele folosind presiune, intensitate, timp și frecvență exactă și constantă, nefiind influențate de nivelul de oboseală sau de starea fizică a terapeutului. Drenajul limfatic efectuat manual necesită timp și atenție din partea terapeutului, iar presiunea masajului poate fi afectată de starea psihică, fizică sau de puterea de concentrare. În schimb, aparatul de presoterapie își menține presiunea și intensitatea pe toată perioada sesiunii de tratament. Aparatele care au la bază recuperarea medicală sau funcționează în scopuri estetice folosesc tehnologii greu de imitat de către terapeut. Uneori este imposibil, o ședință de masaj mecanizat fiind considerată un masaj la 30 de mâini. Creșterea circulației este de la 6 la 8 ori mai mare cu ajutorul aparatelor, iar sistemul limfatic este îmbunătățit cu 200%. Decontracturarea musculară se face de 3 ori mai repede, implicit toate rezultatele se obțin mai rapid. Totuși, relaxarea și starea de bine nu este atât de profundă cum este în cazul masajului manual sau a anumitor stimulări și au o serie de contraindicații de care trebuie ținut cont. Dispozitivele măresc eficiența, facilitează munca terapeutului, dar starea de bine are la bază atingerea și transferul de energie care nu poate fi atins în totalitate prin intermediul aparaturii.